Ok, stai un pic. Asta e capătul. Ala e capătul. Ionuț, ăsta suge. Dar voi, de unde vine această forță? Căci furtunul e în perete. Desigur, când știm de unde e. Bine ai revenit. Bine v-a regăsit. Acum. Crezi că ne deranjează? Nu ne deranjează. Bine ai revenit. Îți mai aduci aminte când l-am montat? Mi-aduc aminte. Ce lună era? Nu mai știu ce lună. Dar era cald. Era foarte cald. Între timp, noi am vrut să terminăm casa, ne pregătim să ne mutăm și a venit momentul să pornim și aspiratorul. Eu nu-ți mulțumesc pentru punerea în funcțiune. Plăcerea a fost de partea mea. Activăm garanția. Am cam auzit că nu avem voie să-l folosim până nu scoatem toate vizele din șantier. Dar abia aștept să dau cu aspiratorul. E preferabil să nu fie utilizat pentru pietriș. Elemente de genul care ar putea să bine acționeze ca un șmirghel pe interior. Ok. Avem aspirator, avem furtun, avem priză în perete, mai avem o priză în perete. Desigur, pot, dacă vreau, să dau cu aspiratorul și în grădină. Bine. Dacă vrei să vezi cum am montat aspiratorul, avem un clip pe YouTube, o să vă las linkul în descriere. Asta este aspiratorul nostru centralizat. Treci. Și o să-l folosim în curând, pentru că noi chiar o să facem sărbătorile. Mulțumesc, Ionuț! Dacă vrei să afli mai multe despre aspiratorul de la Canavac. 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 Cum scrie la el pe tricou? Canavac. Afli la mine pe buchnici.casa și pe YouTube. Numai bine!